După ninsoare vine gerul. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, vremea se va ameliora sub aspectul precipitațiilor, dar va fi rece pentru această dată în cea mai mare parte a țării, chiar geroasă spre sfârșitul nopții în cea mai mare parte a Transilvaniei și Moldovei, iar izolat și în restul teritoriului. În jumătatea de sud a țării și în zona montană se vor cumula cantități de apă de 10-15 litri pe metru pătrat și izolat în Dobrogea vor atinge 35 de litri pe metru pătrat. Tot în sud-est, vântul va continua să prezinte intensificări în noaptea de luni spre marți, spulberând zăpada. Marți, cerul va fi variabil cu norori temporare în cursul zilei, însă doar cu totul izolat va ninge. Vântul va avea unele intensificări doar în regiunile estice. Și miercuri vremea se va menține rece, mai ales dimineața și în cursul nopții, când va fi ger, local în Moldova și Transilvania, pe arii restrânse în Muntenia, Oltenia și Maramureș și numai izolat în celelalte regiuni. Temperaturile maxime se vor încadra între minus 6 și 5 grade, iar cele minime vor fi cuprinse între minus 13 și minus 3 grade, mai scăzute în depresiunile Carpaților Orientali. În schimb, joi și vineri vremea se va încălzi. Dimineața și noaptea va fi ger pe arii restrânse, mai ales în depresiuni. Temperaturile maxime la nivelul între țări vor fi cuprinse între minus 3 și 90 grade Celsius, iar cele minime între minus 11 și 2 grade, mai scăzute în estul Transilvaniei.